Bun găsit, domnilor și domnilor, ploile vor fi prezente din nou în regiunea vestică a țării, în Banat, parte din Crișana și în regiunea montană vor fi precipitații însemnate cantitativ. Se pot cumula 20-30 de litri de apă pe metru pătrat, izolat până la 40-50 de litri pe metru pătrat. Iar în această noapte se vor înregistra minime de la 6 și până la 17 grade. În weekend ne așteaptă vreme în general plăcută. Cerul va fi mâine variabil, însă nu peste tot. Apar în peisaj și ceva ploi în zonele montane, submontane, dar și în nord-vestul centrul țării. De asemenea, pe arii restânse în regiunile din sudul teritoriului vor fi averse și fenomene electrice. Se mai pot acumula pe alocuri 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi intensificări ale vântului în Carpații Meridional și în zona munților Banatului. Vor fi rafale de 55-65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 20-28 de grade. În capitală vremea va fi plăcută în mare parte. În general va predomina soarele, însă după amiază vor apărea și ceva nori, S-ar putea să plouă iar proile să vină însoțite de fenomene electrice. În prima parte a zilei, vor fi ușoare intensificări ale vântului, cu rafale de 35-40 km/h. urmând ca în partea a doua a zilei, vântul să se mai domolească. Duminică ne așteaptă vreme plăcută peste tot, va fi în cer variabile spre senin în mare parte a țării, trecătoare ploi s-ar putea să mai apară în regiunea vestică sau la munte. Temperaturile zilei de duminică vor fi cuprinse între 20 și 28, 29 de grade, vântul va avea ușoare intensificări în regiunile montane. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade, va fi cer variabil spre senin, vântul va avea o prezență moderată. Cam atât despre vreme, weekend plăcut, vă doresc!